s-a mai dus tată un an și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Rădeni, județul Botoșani, cu o surpriză frumoasă pentru domnul Emil, care este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea celor 6 copii, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să vedem cum va reacționa domnul la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Domnul Emil, ne primiți la dumneavoastră. Haideți să mergem după dumneavoastră, măcar un pupuleț aici. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că sunteți sărbătorit mâine. Sper să nu vă supărați că vă sărbătorim de astăzi. Da, venim la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Da, 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 înțeleg. Cei care și-au dorit din toată inima să vă sărbătorească. Da, și presupun că bănuiți dumneavoastră cine. Da, da, fiică mea. Să știți că avem mai mulți complici la această surpriză. Da, fetele mele în special. Așa credeți dumneavoastră? Ele toate să fie? Așa zic eu. Așa cred. Astăzi mai mult decât la mulți ani și-au dorit să vă mulțumească. Da, mulțumesc. Să mulțumească pentru toate eforturile care le-ați făcut, pentru că mereu sunteți o prezență frumoasă. Mereu știți să dați sfaturi și știți să fiți mereu aproape așa sufletești măcar. Dacă ne permiteți, noi o să vă cântăm la mulți ani. Vă mulțumesc. După care o să aflăm și ce au astăzi să vă transmită, pentru că avem un mesaj din partea dumnealor care doresc din toată inima să vi-l transmitem noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. La mulți ani vă spunem. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Să fac această frumoasă surpriză. Sunt departe și dumnealor le este foarte greu, dar sufletești mereu sunt aici aproape de dumneavoastră, iar astăzi au pentru dumneavoastră câteva rânduri scrise care spun așa. Astăzi este despre eroul nostru, despre tata, omul care a cultivat în noi credința, omenia, dragostea de viață. A știut să ne crească frumos, să ne dăruiască o copilărie minunată, să viseze alături de noi, să ne susțină. Mereu ne spunea să ne urmăm calea cu demnitate, să ne realizăm visele și niciodată să nu ne dăm bătuți. Să ne trăiești, Tatăl nostru scump. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ești alături de noi. Te iubim din tot sufletul. Astăzi, de ziua ta, tăticule, vrem să-ți urăm din inimă un sincer la mulți ani. Noi, fetele și băiatul, îți dorim fericire, bucurii și multe momente frumoase alături de noi. Ești cel mai bun tată din lume. Te iubim și te prețuim. Cu drag, Emilia, Daniela, Camelia, Mihaela, Raluca și Alexandra. Mulțumesc, copiii mei dragi. Mulțumesc din suflet că v-ați gândit la mine. Îi iubesc mult. Îi iubesc. Și ei abia așteaptă... Toți în aceeași măsură. Dar sperăm că reușim măcar cât de puțin să vă sărbătorească. Și cu siguranță, da, când se întorc aici, o să recuperați. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră că ați făcut efortul ăsta pentru mine. Și vă doresc multă sănătate. Vă mulțumim. Să știți că noi pentru noi să mai avem și o melodie din partea dumnealor, care doresc din toată inima să o ascultăm împreună. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua.
ziua ta. S-a mai dus tatăl și să stau departe nu putea. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă ziua ta. Tată, astăzi ziua ta ți-am adus în dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate ce n-aș fi vrut e. Ani mai mulți și sănătate să trăiești mereu. La mulți ani! Mulțumesc. Sănătate multă vă dorim! Mulțumesc. Să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și cu Doamne ajută să ajungă chiar dumnealor aici. Mulțumesc lângă dumneavoastră. Mult. Doamne ajută, da.